Ține-te, ține-te. Caro. Vrei să te dai aici, Caro? Ce? Vrei jos? Hai. Hai, te dai jos? Numai? Bine. Hai, ține-te bine, da? Mamaie! Mamaie, da, mami! Nu te mai învățăi tu, te dau eu, da? Ține-te tu. Ok, deci, dragilor, am aici o mică parte. Prima parte a fost făcută de o către fostă colegă de la facultate cu un an sau doi mai mare ca mine, dar amândouă învățăm pentru titularizare și oarecum ne ajutăm și am făcut aici, doar că ea mi-a zis că are părțile acestea, am lăsat eu loc pentru ce mai aveam de făcut și pe acestea l-am mai făcut eu și o să vă arăt mâine în ce fel le-am făcut, pentru că am scris aici făcut și am pus un bifat. O să vedeți mâine, am deschis aici la complement, am ajuns la complement, am nevoie de clasificare. Am aici toate cărțile de pe la facultate, ce mai am eu, limba și literatura română, clasa 5-a, tot ce am eu, pentru că am păstrat foarte multe cărți de română și din generală. Iar aici este multă, multă treabă. Am făcut foarte mare dezordine, aici am cârnăciori, am și chifteluțe pe care trebuie să le scoatem. Pentru că s-au făcut, da, s-au făcut acestea, dar nu prea am luat eu ardei. Trebuie să spălăm și cuptorul zilele acestea. Opa, trebuie să văd acum unde le pun. Ok, aici am pus să fac un piure, aici am pus să fac un sosuleț pentru chifteluțe și pentru piure. Nu mai am baterie, îmi bag repede telefonul și ne auzim după. Bună dimineața, dragilor! Bine ați venit la o nouă zi de filmat. Ce faceți? Eu am venit, i-am căutat Carolinei hăinuțe, vorbesc mai încet pentru că am lăsat ușa deschisă la dormitor să o aud în caz că se trezește.
Am căutat hăinuțe Carolinei de îmbrăcat, o să caut și eu să mă îmbrac, mi-am făcut cafeluța și am zis să vorbesc un pic cu voi, să vă zic că o să ieșim la cumpărături. Mare lucru nu trebuie să iau, trebuie să iau doar pâinica și vedem dacă mai luăm ceva. Dar momentan nu am ceva pe listă, doar pâine atât. Și vedem, poate mă mai plimb cu carul, mai mergem printr-un magazin ceva, ne mai uităm pe acolo, că totodată să mai stea și ea un pic afară să ia aer, oricum o s-o trezesc, este 7:32 mai, o las până pe la un 8, 8 și jumătate, cam așa văd eu. O să-i dau săpapă, o schimbăm și o să plecăm. Astăzi nu știu ce o să reușim să facem. Am haine de luat de pe sârmă. Avem de călcat, nu prea avem de călcat, dar vedem ce reușim să facem astăzi. Vreau să mai și eu învăț, vreau să scot la Xerox, da, uite, bine că mi-am amintit, trebuie să scot acele imagini la Xerox și o să vă arăt imediat. Bine, când o să vin din oraș, cum o să procedez cu învățatul, pentru că mi-a foarte mult scrisul, așa că am găsit o altă metodă și o să vă arăt când ajung acasă. Am oprit televizorul, dragilor, am deschis și geamul și acum mă pregătesc să ies cu Carol la cumpărături. Dragilor, sper că mă vedeți ok. Sunt la bucătărie cu Caru. Am venit să vă zic că vreau să mă apuc să fac o supă de găluște. Mi-am pregătit oala aici, cea pe care a făcut-o Caru praf. Dar este bună pentru mine pentru că pot găti în ea ciorbă pentru 2 zile. Și totodată este micuță și gătesc și... Ce faci, Caru, cu tocătorul? Am dus tocătorul aici. Și totodată fac mâncărică în ea, când, ciorbiță, când am poftă și uite cum este acum, voi face o supă de găluște. Trebuie întâi să verific dacă mai am griși. Eu știu că mai aveam, îmi urcă Carolina toate astea pe masă aici, pe blatul de bucătărie. Eu știu că mai aveam griji, dar trebuie să mă uit eu pe aici prin spate, revin. Încerc să vă așez aici. Dar nu... Gata, cred că e ok. Haideți că e ok. Ok, am găsit greșul. Mai am aici jumătate de pungă. Trebuie eu să mai cumpăr ca să am aici. Mai mereu. Vreau... Eu găluștele le fac fără ulei, pentru că mi se pare prea mult ulei pentru Carolina, fiind și mică, încă la început cu mâncarea. Mi se pare destul de mult ulei și evit și în mâncare să pun foarte mult ulei. La ciorbă nici măcar nu pun ulei pentru că oricum și ia toată grăsimea din carne, carnea fiind de porc amestecată cu
cu cea de pui sau depinde de care am, și evit să pun ulei. Și de asta am și cumpărat ulei de măsline ca să pot să gătesc cu el când fac câte ceva. O să facem găluștele din două ouă, cred că două o să pun, sau nici nu știu, pun întâi unul. Văd câtă compoziție îmi iese. Și apoi, de fapt, da, haideți că mă încurc în treburi. Trebuie întâi să scot legumele, să văd ce mix de legume mai am acolo în ladă și vă arăt imediat. Și trebuie să mai cumpăr. Ce mai am aici este... Am uitat cum se numește. Uite, chiar mi-am uitat. Este cu rădăcină cu tot, dar mi-am uitat cum se numește. Am aici spanac de la bunica lui Nicu. Trebuie să-l tăiem și pe acesta, să-l pun în ladă și voi pune și câteva frunzulițe la supiță. Am scos aici, cred că am scos leușteanul, nu este mărarul, trebuie să scot leușteanul și mai am dovlecel, atât mai am în ladă. Bine, mai sunt acolo, mai am vinete, mai am alte lucruri, dar nu le pot pune la supiță, le pot pune doar pe acestea. Mi-a umplut Carolina aici numai de caserole. Pun apă în oală și mă apuc să pun legumele la fiert și vom face toată treaba pe aici. O să vă pun pe trepied să-mi fie mult mai ușor și să vedeți și voi tot ce fac. Ok, am revenit. Carolina acum a strâns toate caserolele. Uitați-vă și voi ce mi-a fost pe jos, numai pungi. O las în pace ca să pot să-mi fac și eu treaba aici. Scot imediat un castronel și facem gălușele. Și ce trebuie să mai facem? Și să tocăm spanac. Și îl vom toca să-l băgăm și în ladă, de fapt pe tot să-l băgăm în ladă și ce este bun în supiță. Ia zi, Ana are mere. Bravo! Mere. Mere. Ia zi, Mickey. Mini. Mână. Mână. Gât. Nas. Așa, bravo. Păr. Ușor. Păr. Păr. Roșie. Îți punem. Dar tu te-ai supărat pe obraz mai mai zgârcit.
zgâriat. Pisicuță. Draga mea. De ce ești atât de rea? Nu sunt rea. Sunt doar micuță. Ia să-ți mai dau o lăbuță. Dacă vă arăt pe Caro, dragilor, Caro în arestare, mi-a pus ligheanul aici sus, pe blatul de bucătărie, l-am dat eu jos. Mi-a pus acum o oală, ia uitați cât de bine au crescut și am pus doar pe sfert de lingură, sau nu mai știu, cred că jumătate de lingură am pus. Și s-au umflat foarte mult. Un exemplu, ia uitați-vă aici, foarte mult s-au umflat. Așa am făcut și data trecută și mi-au ieșit și uite că și de data asta mi-au ieșit. Prefer să le fac fără ulei pentru că sunt mult mai bune. Gata și ciorbița, dragilor, dar îmi rămâne să fac curat aici. Este dezastru, dar o să fac după. Deci am un păr în cap, mi-au curs și ochii, mai m-am șters și se mai vede un pic așa. M-am apucat să fac pe hol pentru că tot zic de, cred că am o lună sau două luni de când tot zic că mă apuc acolo și n-am mai făcut și am zis de aseară, astăzi mă ocup. Voiam eu să fac cu auriu dungile acelea pe care le-ați văzut albe, unde am lipit scoci, însă m-am răzgândit și le voi face și le fac albe de fapt și vreau să fac ceva handmade, doar că nu știu ce să folosesc. Am nevoie de niște bețe, eu am găsit o idee pe Pinterest, doar că nu găsesc ceva asemănător. Mă pot ajuta de niște bețe de înghețată pe care le găsesc la craft. Cred că le găsesc și în oraș. Mă pot ajuta de ele să fac o parte mai mare, o parte mai mică, o parte mai mare, o parte mai mică, ceva de genul, să le vopsesc aurii și să le pun acolo. Mai m-am gândit să mai pictez ceva pe perete, doar că pe peretele unde este debaraua. Nu știu dacă să fac treaba asta, pentru că, sincer, văd niște flori acolo, dar niște flori ceva mai măricele și nu neapărat negre. Văd ceva col, nu,
Nu, că nu merge colorat. Trebuie să mă gândesc foarte bine ce fac și dacă fac niște schițe cu niște flori, chiar în partea aceea, acolo văd eu trei floricele și le și văd în fața ochilor și în mijlocul le văd așa cu auriu. De asta tot mă gândesc. Astăzi mi-am schițat partea aceasta pe care ați văzut-o cu dungile, mi-am schițat-o pe o foaie exact cum vreau să fac și cred că așa voi face și cu floricelele, dar încă nu este stabilită treaba cu floricelele. Mai aștept să văd dacă fac treaba asta, oricum am timp să fac florile, doar că am nevoie de idei, mai multe idei, să văd ce și cum și să-mi dau seama exact dacă vin bine acolo sau nu. Și acum am venit la bucătărie ca să bag la cuptor carne de porc, să bag doi cărnăciori la cuptor, pentru că trebuie să mâncăm și noi în seara aceasta. Nu știu dacă voi mai face ceva, probabil mai fac un sos tzatziki, dar în rest ne vom ocupa de hol. Trebuie să mai iau scotch. L-am terminat pe cel pe care l-am folosit. Știu că mai am, trebuie să caut, dar vom căuta după ce bag carnea la cuptor. Nu vă mai iau cu mine, pentru că și așa am încărcat foarte mult acest vlog, dar vă iau cu mine după pe hol ca să terminăm. Vedem dacă găsesc scociul, dacă nu ne auzim de mâine la treaba aceasta. Thank you.